loc, în comandă aceasta. Și vrem să o dăm pe Domnul și pe cuvântare, să vă aducem salutul Bisericii de la Spital Treime. Dar acum vă aduc salutul tinerilor. Noi ne-am propus ca anul acesta să fim ucenici ai Domnului Iisus Hristos și să facem ucenici. Și ne dorim din toată inima să reprezentăm pe Domnul Iisus Hristos și în anul acesta să avem un suflet pe care să-l aducem în Împărăție, în Împărăția Lui Dumnezeu. Gândiți-vă, dacă fiecare membru din biserica voastră ar aduce pe un suflet al Domnului, cred că ar trebui să dărâmăm toate bisericii, să facem altele, pentru că n-am mai încăpiat. Domnul să vă ajute și pe voi și pe noi să facem cât mai mult ucenici. Și salutul se găsește în Matei 22, versetul 37. Iisus i-a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea de întâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua asemenea ei este să iubești pe aproapele tău ca pe tine în sus. În aceste două poruncă,